Sănătatea noastră depinde în primul rând de salubrizare. Într-un sat salubru și populația este mai sănătoasă. În calitatea mea de diplomat, toate localitățile unde am fost erau fără gunoi pe străzi. Noi am format o asociație, Asociația Băștinașilor de Rusești Noi. Una din priorități este crearea unui sistem centralizat de colectare și de depozitare a deșeurilor din acest sat. Pentru aceasta este nevoie de un tractor cu remorcă. Noi avem nevoie numai decât de un tractor, să avem să-l pun o leacă mână de la mână și oamenii o leacă să ne dă un tractor, că noi nu facem nici căruța asta. Problema cea mai importantă din localitatea noastră, salubrizarea localității. Și de aceea au intervenit cu rugămintea de a se procura un mijloc de transport, și anume un tractor, pentru a evacua deșeurile. 20.000 ne le dă PNUD-ul și 5.200 trebuie să le colectăm noi, inclusiv 2.500 de la migranții care sunt plecați peste hotare. 40% sunt plecați de la noi din comună. Avem foarte multe solicitări de la migranți, unde se spune că să avem grijă de neamurile lor, de părinții lor, de satul lor, și am crezut niciodată că migranții noștri se vor implica atât de activ în acest proiect. Ne va reuși, vom colecta acele mijloace, surse, bănești pentru implementarea proiectului și astfel vom avea o comună mai salubră, mai sănătoasă. Cu drag pentru Băștinaș, primarul de Rusești, Pavel Codreanu.